În 29 iunie 2022, pământul a atins un record neobișnuit, cea mai scurtă zi din anii 1960, când oamenii de știință au început să măsoare rotația planetei cu ceasuri atomice de înaltă precizie. Conform Digi24, în linii mari, Pământul completează o rotație completă pe axa sa la fiecare 24 de ore. Aceasta marchează o zi și conduce ciclul răsăritului și apusului Soarelui, care a modelat tiparele de viață de miliarde de ani. Dar în 19 iunie, miezul nopții a sosit cu 1,59 milisecunde mai devreme decât se aștepta. În ultimii câțiva ani s-au înregistrat numeroase recorduri, zilele mai scurte fiind înregistrate din ce în ce mai frecvent. În 2020, Pământul a avut 28 dintre cele mai scurte zile din ultimii 50 de ani. Cea mai scurtă zi dintre acestea, pe 19 iulie, a durat cu 1,47 milisecunde, mai puțin decât cele 86.400.000 de secunde care alcătuiesc 24 de ore. Recordul din 29 iunie a fost aproape de a fi doborât din nou luna trecută, pe 26 iulie, când ziua a fost cu 1,5 milisecunde mai scurtă. Deși Pământul încetinește pe termen lung, situația este mai dezordonată pe perioade de timp mai scurte. În interiorul Pământului există un nucleu topit. Suprafața sa este o masă de continente în mișcare, oceane care se umflă și ghețari care dispar. Întreaga planetă este învelită într-o pătură groasă de gaze. Toate acestea influențează rotația Pământului, accelerând-o sau încetinind-o, deși schimbările sunt în esență imperceptibile. Potrivit NASA, vânturile mai puternice ale fenomenului El Niño pot încetini rotirea planetei, prelungind ziua cu o fracțiune de milisecundă. Cutremurele, pe de altă parte, pot avea efectul opus. Cutremurul din 2004, care a declanșat un tsunami în Oceanul Indian, a mutat suficient rocă pentru a scurta durata zilei cu aproape 3 microsecunde, relatează Digi24.